chiar am crezut și am sperat, tot aici, în conferința de presă, anunțam intenția noastră de a promova acel proiect de hotărâre împreună cu colegii consilieri de la PMP. Toți împreună am depus acel proiect de colaborare, un acord între Spitalul Județean și Primăria Municipiului Bistrița. Am înțeles că domnul primar Curt era la București și chiar am crezut că chiar și însuși Ioan Turc poate lua exemplu de la Radu Moldovan sau de la majoritatea din Consiliul Județean. Am crezut acest lucru, dar m-am înșelat și până la urmă îmi dau seama că este o practică a lui Ioan Turc, care apropo nu știu dacă este Văd Frumos sau Zmeu. Este când așa, când așa și o să vă și explic de ce. Cum poți să spui că nu ai bani pentru sănătate și că spitalul are suficienți bani în condițiile în care Spitalul Județean va scoate la licitație, uite, e foarte bună, panou publicitar ca să completeze banii pentru masa pacienților. Și da, 30% din pacienții Spitalului Județean sunt din municipiul Bistrița. Să-ți pui palma la dos și să te faci că nu vezi tot ceea ce s-a întâmplat bun în Spitalul Județean, dar să te lauzi cu performanțele Spitalului Județean și să nu dai un leu, deși poți, mi se pare cea mai mare ipocrizie și cea mai mare greșeală pe care poate să o facă majoritatea și nu doar Ioan Turc. Adică să facem o recapitulare cu ce se întâmplă bun în județul nostru și în municipiul nostru. Noi în Bistrița suntem în continuare la stadiul o să fim cei mai frumoși, o să facem, o să avem poate cele mai bune drumuri din România, în condițiile în care noi astăzi nu avem nimic. Deci chiar nu avem absolut nimic. Domnul Ioan Turc ne spune cu bătaie lungă că de la anul încolo, pentru că am achiziționat o mașină de făcut asfalt, doar pentru că am făcut acest lucru, licitația nu este contestată, vom avea cele mai frumoase drumuri. Așa cum vom avea într-un viitor incert și plin de floricele pe străzi. În condițiile în care cartea lui de vizită actuală administrație este iarba de un metru pe care nu o șterge nimeni din CV-ul domniei sale. Vi l-aduceți aminte pe domnul primar, a făcut clipuri frumoase în campanie, cum ne spunea fugind pe stadionul Gloria că vom susține fotbalul, că vom face și vom trece cu stadionul municipal. S-a întâmplat ceva în tot acest timp? Da, s-a întâmplat, că a mințit. Ne-a spus una în campanie, primul lucru pe care l-a făcut a tăiat finanțarea pentru Gloria Bistrița. Și fac o paranteză. Să ai 3.000 de oameni la prezentarea lotului unei echipe din eșalonul 3, spune ceva, și ar trebui să-i spună ceva domnului Turc și colegilor consilieri, că acest oraș are nevoie de fotbal și are nevoie de Gloria Bistrița. 3.000 de oameni nu adunăm noi toți politicienii la un loc, cu atât mai puțin adună Ioan Turc la o întâlnire politică. Dar au fost 3.000 de bistrițeni pe stadion pentru fotbal. Nici asta nu face domnul Ioan Turc. Nici bani la spital, nici granturi pentru școli, absolut nimic nu a făcut. Dar, dragi bistrițeni, ca să-l parafrazez pe fostul consilier al domniei sale, vom avea, poate, de la anul un oraș frumos, poate. Și de-aia vă spun că este caz meul, e a doua oară când arunc un buzdugan. Frumos a dat din guriță domnul Turc și ne-a spus cum va achiziționa spitalul de pe Independenței ca să facă campus. Spitalul s-a vândut la altcineva și acum ne spune că este în negociere avansate pentru 7 hectare icoie mecanica. Domnule primar, numai bine taci. Că de fiecare dată când spui și arunci buzduganul ca zmeu cu 3 zile înainte, nu-ți ies lucrurile? Mai bine fă ce ai de făcut fără din goana aceasta de imagine să spui câte vei face, că nu-ți iese absolut nimic. Cred că este o greșeală fundamentală, pentru că nu banii sunt cei mai importanți în viață, ci sănătatea. Este o greșeală a actualului executiv și a majorității să respingă din start un acord de colaborare între spital și primărie. Vă reamintesc, bugetul primăriei municipiului Bistrița este mai mare decât bugetul Consiliului Județean, iar Consiliul Județean cu buget mai mic poate să țină
o echipă de handbal unde la fiecare meci înainte de pandemie erau 1000 de oameni, poate să reabiliteze și să bage bani în spitalul județean, să avem un spital dintre cele mai bune din țară, putem și poate să susțină echipa de Liga 3 a Gloria Bistrița, au bani pentru toate acestea, au avut bani pentru cinematograful Dacia, pentru toate instituțiile de cultură care sunt în municipiul Bistrița, iar primăria lui Turc, paranteză, cu toți consilierii care merg și îl pozează în toate unghiurile, la obiectivele noastre, nu găsește un leu pentru spital și pentru sport. Turc Ioan, primarul municipiului, nu a făcut decât să păcălească. Una a fost în campanie electorală, alta este acum, o minciună. Nu am nici cea mai mică încredere că tot ceea ce ne livrează acum, spus frumos, se va și îndeplini în fapte, pentru că până acum, într-un an de zile, nu s-a întâmplat absolut nimic.